Cadrele didactice suplinitoare, care în ultimii 3 ani au obținut peste 7 la examenul național de titularizare, au avut posibilitatea să ceară titularizarea pe post dacă acesta era liber până pe 25 februarie. În județul Suceava, 119 cadre didactice au depus astfel de cereri, iar dintre acestea o singură persoană nu s-a încadrat în condițiile impuse de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Ieri, în Consiliul de Administrație, am validat, conform articolului 253 din Legea Educației Naționale, numărul 1 din 2011, 118 cereri din 119 depuse. Una din cereri a fost respinsă, întrucât nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege. Au fost pe specialități educatori 12, învățători 18, profesori 57, ingineri 20, maestri instructori 2, pentru învățământul special 9.